De-a lungul timpului, foarte multe persoane s-au întrebat care este secretul tinereții. Ei bine, răspunsul la această întrebare a fost aflat de cercetătorii de la Universitatea Waseda din Japonia. Specialiștii au descoperit secretul pentru a preveni îmbătrânirea prematură. Cercetători de la o universitate din Japonia au găsit secretul pentru a preveni îmbătrânirea prematură. Potrivit acestora, consumul unei diete echilibrate cu niveluri moderate de proteine poate avea un efect pozitiv asupra sănătății metabolice. În acest fel, procesul de îmbătrânire poate fi amânat. Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au făcut un studiu pe mai multe seturi de șoareci tineri și de vârstă mijlocie, pentru a determina modul în care proteina din dieta unui animal poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra sănătății lor. Potrivit rezultatelor, șoarecii care aveau un aport moderat de proteină aveau niveluri mai scăzute de zahăr din sânge și de lipide. Însă, cu toate acestea, cantitatea ideală de proteină necesară pentru menținerea sănătății metabolice a fost necunoscută. Studiul a avut în vedere și analizarea nivelurilor de proteine, care au afectat șoarecii pe măsură ce îmbătrâneau. La momentul actual, cercetătorii poartă încă discuții vis-a-vis de modul în care se pot aplica la oameni aceste constatări făcute pe răzătoare. Cu toate acestea, acest studiu este un semn promițător că ne putem îmbunătăți sănătatea metabolică și ne putem prelungi durata de viață, relatează Impact.ro.